Felicitate cântărea peste 130 de kilograme. Medicii au spus că dacă nu ia măsuri în doar 2 ani, poate să-și piardă viața. A slăbit de urgență 70 de kilograme. Bianca Rus ne-a acordat un interviu exclusiv în care a vorbit despre cea mai cruntă luptă a vieții ei. Prefer să mor decât să stau să fiu grasă din nou. Bianca Rus a avut parte de multe schimbări în viață, însă de departe cea mai marcantă perioadă din viața ei a fost cea în care s-a confruntat cu kilogramele în plus. De toate pentru toți. Un kil de mâncare pe zi. Știi ce i-a zis doctorul mamei mele? Că mama era foarte agitată. Dom'le, fata mea nu mănâncă foarte mult. De-aia nu știa că deja eu ajunsesem la... în stadiul ăla în care mie tot timpul mi-era foame și mi-am trebuia non-stop să mănânc, știi? Și i-a zis doctorul, doamnă, păi fata dumneavoastră dacă mănâncă un rulou, fata dumneavoastră dacă mănâncă un pic de pâine cu zacuscă, fata dumneavoastră dacă mănâncă o sălățică, dacă mai bea și un pahar de suc pe zi, poate îi poftă și de un mochi cu fistic, cine știe... dacă bea apă, dacă nu bea. Deci cantitatea asta e cam un kil. Deci adunați dumneavoastră în fiecare zi câte un kil de mâncare și apoi nu vă mirați că o pus pe ea. Bianca nu doar că era nefericită cu felul în care arăta, ci în timp au intervenit și problemele de sănătate. Este foarte bine să poți să urci treptele. E foarte bine să nu transpiri, să te încapă hainele și să te uiți în oglindă. Deci aspectele astea sunt fericirea mea de zi cu zi, pentru că duceam un război cu treaba asta. Așa tare oboseam. Vai, deci nu mai puteam. Ea mi-a zis, doctor, băi, tu dacă mănânci în halul ăsta și dacă nu te oprești și nu pui punct, într-un an de zile, caput. După mulți ani în care s-a gândit să apeleze la o intervenție chirurgicală, Bianca a decis să facă marele pas, însă părinții nu au fost de acord. Eu tot timpul țineam dietă, tot timpul eram nefericită, tot timpul eram grăsuță, tot timpul trebuia să mă uit la alte fete, gen... Nu cu răutate, că nu mă uitam cu răutate la fetele de care arată bine, dar vroiam și eu să arăt bine, să fiu sexy, să o las naibii de mâncare toată viața, să nu mai trebuiască să am restricția aia, băi, nu mai mânca, pentru că te atacă psihic. Mi-am sunat părinții și le-am spus, deci maică-mea n-a vrut să audă, nu te operezi, Doamne ferește, ai alte priorități, ești cu școala, ești cu tot ce ai de făcut, urmează cursul vieții, nu stai tu cu operații și așa mai departe. Nu s-a pus problema, dacă azi mama că mi-a mașină, aoleu, eu prin București ăsta cu tramvaiul, îmi taie finanțele. Dar zic, tot nu e bine. Deci tot trebuie să ascult de-ai mei și să nu fac pasul. Și am renunțat. După mulți ani în care a încercat să slăbească și a ținut multe diete, mama ei a fost convinsă în final că operația e cea mai bună alegere. Am povestit toate cele mamei mele. Nu mai rezist, trebuie să slăbesc. Da, nu numai nunta. Plus nu mai puteam să urc la etajul 1. Da, 1. Da, păi da, bară mite să urc la 3, cât e casa mea, cu 3 etaje. Nu mai. Oboseam teribil. Și nu mai eram sănătoasă. Și eu plângeam acolo, dar nu știu de ce plângeam, ori de fericită că mă operez, ori că mama e supărată. Dar m-am dus. Și am fost curajoasă. Nu pot să uit nici acum cum aveam picioarele, mamă, deci erau așa grăsuțe. Dar eu tot cochetă, eram cu pantofi de ăia, cu toculeț, cu blăniță, cu... Da, nu, n-ai cum cu mine, știi? Adică mi-am trăit viața și grasă.